Nu vă imaginați câte emoții am. Acum 3 zile când am aflat că trebuie să fiu aici, m-am gândit că până în momentul ăla nu aș fi crezut că o să am emoții vorbind în Parlamentul României. Evident că nu mi-am imaginat până acum 3 zile că în Parlamentul României va fi un astfel de public. Noi suntem un parlament criticat pentru că avem prea puține femei și este adevărat. Dar începând de azi și poate și în viitor, dacă unora dintre dumneavoastră le place clădirea, de ce nu, porniți spre cariera asta. Să știți că organizarea unui astfel de eveniment într-un loc care se numește Casa Poporului, dar care primește destul de rar poporul, este un lucru foarte dificil. Administrativ, securitate, liste de participanți, serviciu de protecție și pază, nume, prenume, cine de unde e, la ce oră ajunge, nu vă puteți imagina. Și pentru tot acest efort și pentru capacitatea de a vorbi cu fiecare dintre dumneavoastră și cu fiecare dintre noi de pe partea cealaltă, vreau să o felicit pe Larisa și să o aplaudăm împreună. După ce am aflat că trebuie să vin astăzi aici, mă gândeam ce o să spun. Am aflat că trebuie să spun puține lucruri, să spun bine ați venit. Asta m-a ajutat foarte mult, dar nu o să mă opresc doar la asta. Eu nu sunt penticostal, dar pentru mine, poate nu a doua casă, că a doua casă e la părinții mei, dar a treia casă e Biserica Izvorul Mântuirii de pe la Minorului, unde mă duc destul de des. Și ca să-mi fac curaj, l-am adus și pe Albert Caraian din biserică astăzi cu mine aici, mai ales că până adineauri, când am aflat că sunt și doamne de la Toflea, vă spun că deasupra mea a stat o vorbă de la președintele Camerei: ai grijă, Manole, sunt toate românce. Asta e important pentru mine, eu fiind unul dintre puținii parlamentari de etnie romă, de obicei mă aștept să fiu trimis la evenimente cu romi. Iată că nici de data asta n-am scăpat. Mă bucur cu atât mai mult să aflu că sunt și doamne de la Toflea, cu cât nașul meu e din Toflea, adică mă simt un pic ca acasă. Nu vă zic cine e, că v-ați dat seama singure. Cele din Toflea, evident. Bun, mă opresc aici. Vreau să vă mai spun doar atât, că să fie ăsta un eveniment în care s-a spart gheața, să nu fie ultimul. Simțiți-vă ca fiind parte din această instituție și credeți-mă că dacă veți apela cu genul acesta de evenimente, nu o să fie granițe de orientare politică, de partid politic, de opinii și așa mai departe. Până la urmă, ar trebui să existe în societatea românească, în politica românească, în Parlamentul României, cât mai multe teme de consens. Avem destule pe care să ne certăm, impozite, taxe și așa mai departe. Nu biserica trebuie să fie ceea ce ne desparte, chiar și atunci când avem confesiuni diferite, religii diferite, opinii radical diferite, Parlamentul, sigur, altfel decât biserica, cu alte instrumente, trebuie să fie un spațiu al dialogului și al comunicării și al conviețuirii, chiar și de pe poziții diferite. Mă opresc aici, am vorbit sigur deja mai mult decât trebuia și decât credeam că o să fiu în stare să vorbesc fără să mă bâlbâi. Vă urez succes în continuare, bun venit și fiți binevenite de câte ori veți dori să o faceți. Mulțumesc!